România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM. Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Sunt două lucruri importante care se întâmplă în ultimele 48 de ore. Pe flancul nordic al războiului, Finlanda și Suedia încep pregătirile de aderare la NATO. După o neutralitate care a durat 10 de ani, de la al doilea război mondial încoace, cele două țări se hotărăsc, sau cel puțin conducerile politice, hotărăsc să apuce acest drum din cauza amenințării rusești. An de zile, Finlanda a fost dată exemplu de Rusia, că uite ce bine e dacă ești cu minte, cam ăsta era mesajul rusesc, ce bine ne înțelegem noi cu finlandezii dacă ei nu se bagă nicio alianță și stau cu minții acolo. Finlanda s-a pregătit însă pentru atacuri rusești, pentru că a fost învățată, iar acum își caută protecție mai mare de la NATO. Opinia publică din țara respectivă, 70% dintre finlandezi susțin o eventuală aderare, că procesul e mai complicat, de aia zic eventuală. În Suedia, 57%, dar partidul de guvernare are o campanie în acest sens. Oare ce va spune Rusia? Asta e întrebarea, pentru că suntem exact în acea situație în care, pe care Rusia o invocat drept pretext pentru atacarea Ucrainei. Păi vine NATO la granițele noastre. Graniță mai mare decât cea cu Finlanda, greu de găsit pentru Rusia, iar NATO va fi chiar pe acea graniță. De asta zic, care va fi reacția Rusiei și ce se va întâmpla mai departe. Ăsta e doar un lucru. Al doilea lucru care poate fi punct de cotitură este faptul că posibil există un acord pentru Azovstal, acel punct de luptă din Mariupol. Au început evacuările soldaților răniți și probabil că încetul cu încetul, în orele zilelor următoare, luptele acolo se vor încheia cu predarea, cine știe, a ultimilor militari ucraineni din zona respectivă. Asta înseamnă că Rusia va controla aproape întreg sudul Ucrainei. Dar ce înseamnă asta în ecuația războiului? Imediat o să deschid liniile telefonice și vă dau numărul de telefon. De alminteri, cine dorește 0372069599, puteți suna la România în direct și să ne spuneți care credeți că va fi deznodământul pe flancul sudic și ce se va întâmpla mai departe în acest război după ce Rusia va fi cucerit întreg sudul Ucrainei și da, care este și răspunsul la faptul că Finlanda și Suedia vor intra în NATO foarte probabil. Ce va spune Rusia? Este pe cale acest război să încheie sau lucrurile se complică din ce în ce mai tare aici? 0372069599. O să revin cu anunțul ăsta. Până când dăm drumul la telefoane, Claudiu Degeratu, expert în securitate națională, este alături de noi. Bun găsit, mulțumesc că ați acceptat invitația. Bună ziua. Începem din sudul Ucrainei. Haideți să facem așa. Posibil, probabil că se încheie luptele acolo. Ăsta e și sentimentul dumneavoastră în momentul ăsta? Da, la Mariupol se încheie luptele, dar pe linia frontului, adică în zona de nord a Hersonului, va continua sub o formă sau alta, inclusiv încercările de a avansa spre Odessa. Vedeți că s-au intensificat și loviturile cu rachetă de la distanță în regiunea Odessa. Probabil că o parte din forțele de la Mariupol vor fi relocate pentru efortul care vizează înaintarea spre Odessa. Altă parte vizează probabil direcțiile spre nord pentru a încerca măcar să avanseze spre o încercuire a unor forțe ucrainiene care opun rezistență în zona Donetsk și Lugansk. Dar oricum este, oricum forțele de rezervă, chiar și acestea de fapt aduse din de pe alt front din Mariupol, au capacitate redusă de a schimba ceva major. Numeric contează, dar nu vor fi schimbări strategice spectaculoase doar pentru că a căzut Azovstal. Ajutați-ne să înțelegem. Deci, în momentul ăsta, Rusia va controla întreg sudul Ucrainei, da? Da, și probabil că urmează o etapă politică de a consfinți politic ocupația militară printr-un referendum, să vedem dacă va fi un referendum de independență sau un referendum de alipire la zona Crimeei și deci la teritoriul Federației Ruse.
Și asta, să zicem că ar fi un fel de respiro politic pentru a mai capitaliza Kremlinul, să mai reușească să capitalizeze ceva din, din dezastru de pe front. Asta sunt sugestii europene care spun așa, domnule, Ucraina ar trebui să se mulțumească cu pierderea acestei zone, Rusia să se mulțumească cu acest câștig, cu controlul, practic, țărmului Mării Negre. E posibilă varianta asta, adică să intrăm într-o zonă în care oamenii se vor înțelege asupra acestui lucru aici? E greu de spus, am văzut și reacția președintelui Zelenski. Cred că Ucraina va urmări în primul rând să vadă dacă reușește să strângă un grup de state care să-i garanteze neutralitatea în integralitatea teritoriului și după aceea, dacă există acest grup semnificativ de state, să încerce să discute probabil un statut al regiunii Donetsk și Lugansk. Despre Herson, sub nicio formă, cred că nu vor accepta prea ușor situația din zona Herson. Adică, probabil că vor discuta în componența Ucrainei reîntregite, zona Donetsk și Lugansk să rămână cu anumită autonomie. Pentru că și Zelenski se simte pe val, vede sprijinul militar și care probabil că în următoarele săptămâni se va vedea și mai mult eficiența unor forțe, în special în acțiunile contraofensive din zona Harkov. Deci nu are interesul în acest moment să discute despre un acord de pace definitiv în care să facă cedări teritoriale. Probabil că îl interesează să stopeze încercările de a mai avea loviturile cu rachete și bombardamente de la mare distanță, în schimbul unei încetări temporare a focului. Cred că nu vrea să treacă peste această etapă. La început ar dori, de fapt, să se oprească ostilitățile pentru temporar și după aceea să discute. Dar prioritatea lui rămâne să-și consolideze o listă de susținători internaționali. Franța și probabil și Germania, asta este interpretarea mea, speculația mea, probabil că solicită la schimb ca Ucraina să cedeze teritorial pentru ca Parisul și Berlinul să devină actori care să garanteze neutralitatea viitoare a Ucrainei. A unei Ucraine mai mici? Mai mici, bineînțeles. Nu ar fi prima dată în această zonă și dacă ne uităm foarte bine așa și suntem destul de realiști pe acordurile de la Minsk 1-2, tendința acolo era în formatul acela de 4 să se discute de fapt independența zonelor separatiste și de fapt o Ucraina mai mică fără cele două regiuni. Acum pretențiile teritoriale ale Rusiei sunt mai mari, iar Parisul și Berlinul spun, ok, vrei să fim noi state garantoare pentru neutralitatea Ucrainei, atunci trebuie să dai ceva la schimb, pentru că Franța și Germania nu are ce să dea la schimb Federației Ruse. 0372069599. Vă întreb și așa, ar trebui ca Ucraina să accepte acest schimb pe care tocmai l-am descris? Este posibil ca Ucraina să accepte, practic, micșorarea teritoriului său? Și poate mai e o întrebare care plutește în acest moment. De fapt, în această situație, câte luni ar putea să mai dureze acest război? Luni? Ani? Adică poate multă lume speră că odată cu cucerirea acestui sud al Ucrainei, Rusia se va potoli. Nu, sub nicio formă nu se va potoli. Părerea mea este că va încerca să mențină un control pe o linie care, să zicem, imaginar legă Odessa și Transnistria de Kiev. Adică undeva tot ce e la est de această linie, de la nord la sud, ar trebui să fie sub control rusesc. În al doilea rând, nu excludem din nou o potențială intervenție dinspre Belarus, în partea cealaltă, la vest de Kiev, cum ne uităm, la granița cu Belarus, și să încerce să consolideze
consolideze acea fâșie care ar trebui să despartă Belarusul de o Ucraină care poate să fie agresivă, mică, dar agresivă și cu armată modernizată de către vestici. Și atunci Belarusul, care se simte potențial amenințat de o Ucraină independentă și mai agresivă, bineînțeles că ar prefera ca și zona aceea să fie puțin invadată. Deci nu excludem ca pe termen lung și mediu să avem în continuare un plan al Federației Ruse să continue. Și e foarte simplu de spus de ce. Neutralitatea asta nu se va construi în câțiva ani și la început s-ar putea să avem după, să zicem, un fel de încetare a focului în anul acesta sau la finalul anului acesta, să avem de fapt în continuare o atitudine ostilă între cei doi, guvernul de la Kiev să nu mai fie așa de, adică să fie chiar mai agresiv față de Federația Rusă, în sensul în care va continua o campanie internațională împotriva Moscovei. Deci nu, perspectiva este exact cum era descrisă și de către partea ucrainiană, ca probabil sfârșitul anului să fie. Ok. 0372069599, o să ne referim imediat ce se întâmplă și în partea elaltă cu Suedia și Finlanda, NATO, și care va fi reacția Rusiei. Înainte însă, George, salutare! Bună ziua, vă salut, domnule Stibli, a invitat dumneavoastră și ascultătorii dumneavoastră. Eu nu cred că Rusia ar trebui slăbită, cred că Rusia va încerca să facă și mai mult. Cred că va trage de timp să-și refacă forțele, va învăța din tot eșecul pe care l-a înregistrat până acum și va reveni mai nătaznic asupra noastră, asupra Ucrainei. Cred că Ucraina trebuie ajutată și trebuie luptat. Exact cum nu îi putem lăsa așa, pentru că cu un stat criminal, cu un dictator, nu poți negocia. Ce să tot negociezi cu Putin? Victimele din Bucea, sângele lor, strigă din pământ. Ce să negociezi cu el? Da, da, vedeți că în comunitatea internațională lucrurile se privesc un pic mai în ansamblu. Și mai mult. Și dacă din punct permiteți de vedere economic, sigur că da. Te ascult. Imaginați-vă că Ucraina luptă, ține război 2-3 ani, după care cedează, e bine înarmată de către vest și se aliază cu Rusia. Ce ne facem? Adică dacă se schimbă puterea politică de acolo, da. Nu știu, să... Asta pare chiar utopic în momentul ăsta, că s-ar putea întâmpla ceva de genul ăsta, da. Na. De asta trebuie înfrântă Rusia, nu trebuie lăsată. Nu se mai poate. Și nu există cale de întoarcere. Așa cum Germania nazistă i s-a spus capitularea necondiționată, așa trebuie și cu Rusia. Și nu înțeleg de ce este lăsată să-și revină acum. Da, în momentul în când are atât de multe probleme. Stai. Cum e lăsată să-și revină? Vreau să înțeleg. De ce nu este ajutat Ucraina mai mult, reînarmat, pregătit și trimis să-i gonească, să ducă o ofensivă Ucraina? Avioane, de ce nu se trimit avioane F-16? Chiar astăzi am citit despre fostul comandant al trupelor NATO, care a citit aceste rânduri. Trimiteți avioane către ucrainieni, două tipuri, F-16 și încă un tip, și nu trebuie să lăsați să respire rușii în momentul ăsta. Știți, exact ca la box. Când în momentul ăla adversarului ai plecat câțiva puncți și nu ai reușit să-l dobori, își revine și te doboară. Stai un pic cu noi aici, că domnul Degeratu cu asta se ocupă, din asta își câștigă pâinea, poate are o explicație pentru tine. George are dreptate, pentru că, într-adevăr, se consolidează percepția că dacă vedem foarte multe slăbiciuni ale Federației Ruse, acum ar fi momentul. Problema este că noi, să zicem, în cadrul NATO, nu vom intra într-o alianță militară cu Ucraina, să o ajutăm mai mult decât putem în acest moment, pentru că sunt țări care se opun. Deci, dacă spunem vrem ajutor de la NATO masiv și cu ofensiv și tehnică grea, atunci vor fi țări care se vor opune și le știm deja că toată lumea urmărește de două luni această chestiune. Există însă varianta cealaltă pe care o știm, că pe lângă NATO mai există și o coaliție de state, care este o coaliție independentă de NATO, coordonată de Statele Unite, care încearcă să le ofere mai mult, și avioane, și tancuri, și tehnică grea. Problema este de număr și problema este de faptul că o armată orientată, pregătită
pe sistemul armamentului sovietic trece greu pe sistem. Deci chiar dacă le aducem 200 de avioane F-22, urmează cam într-un an jumate un pilot să fie bun de luptă pentru așa ceva. Deci e foarte greu să pregătești o forță relevantă care să facă diferența pe teren în luptă peste noapte. Sigur, sunt sisteme, cum ar fi obuzierele, drone și încă vreo câteva, care sunt mai ușor, așa, mai ușor, mai friendly, mai prietenoase de folosit. Altele, însă, cele de tehnică grea, sunt necesită o instruire de un an de zile. Iar consilierii, și am văzut câțiva consilieri americani care spuneau clar, o să fie nevoie, de vreo 4 brigăzi de rezervă ucrainiene, pregătită separat, paralel, numai pe tehnică occidentală și care probabil până la sfârșitul anului să fie în stare, de performanța după criteriile occidentale, să facă mai mult în sensul de reîntregirea Ucrainei. George, te rog. Știi ce mă spăimântă cel mai mult? Complicitatea asta germano-rusă. Când rusul cu neamțul își dau mâna în Europa, de asta înseamnă moarte. Sancțiunile impuse Rusiei au dus pe cât se procurizează o scădere de 8%, 9%. E nimica toată în cazul în care ești izolat. Ei după anii 90 și cred că au avut prăbușiri mai mari economice. În momentul în care se spune că le vom dărâma economia și iau scădere de 8%, deci... Este, eu unul chiar mă tem foarte tare de complicitățile astea germano-ruse și Macron este o mare dezamăgire pentru mine. Propui ce ai propus? Ai venit și garantezi, cine mai poate garanta Ucrainei neutralitatea, granițele? Nu a putut să le garanteze Marea Britanie cu America în 94. Ei n-au putut să le garanteze. Cum crezi că va reacționa Rusia la iminenta intrare în NATO a Finlandei și a Suediei? Probabil o să mai fac. Nu o să aibă ce face. Nu o să aibă ce... De fapt, au reacționat prin Erdogan. I-au înfrânat. Au reacționat. Deocamdată este înfrânată. Da, că trebuie unanimitate. În procedură trebuie unanimitate, adică fiecare țară să-și dea acordul. Sigur că ar trebui să-și încalce propriile reguli, să le predea așa cei acuzați de către regimul Erdogan de terorie. Sau nu? Ce o să facă? O să renunțe la niște oameni, la principii, să intre în NATO sau nu? Eu cred că nu o să aibeți. Mai mult de atât nu o să poată să facă. Nu cred că o să aibă tăria, să-i curajul să atace militar pe acolo, dar în ziua de azi te aștepți la orice. Dar Finlanda și Suedia nu sunt Ucraina. Mulțumesc tare. Au armată bine pregătită, sunt mai mici ca număr de populație, dar ei au trăit cu ruși în spinare. Să nu uităm... ce au făcut URSS-ul, nu și-a oprit niciodată spionajul în Finlanda. Sunt atâtea povești. Asta face... O chestiune însă și de număr, îți mulțumesc tare mult. E o țară cu cât 4 milioane de locuitori, Ucraina are 44 de milioane de locuitori, e altă forță armată care chiar dacă nu e la nivelul Finlandei, are puterea brațelor, ca să zic așa, are de unde aduce bărbați pe câmpul de luptă. Marius, salutare, mulțumesc pentru așteptare. Știi că atunci când vorbim în trei durează ceva mai mult. Îți mulțumesc că ai așteptat îndelung la telefon. De altfel, 0372069599 e deschis mai departe. Întrebarea de astăzi, către ce deznodământ ne îndreptăm și cum o să reacționeze Rusia când Finlanda și Suedia vor fi în NATO? Salutare, Marius. Salutare, Cătălin, salutare domnului Geratu și invitațiilor dumneavoastră. Din punctul meu de vedere, dacă poate aș sentimental sunt alături de Ucraina și mi-aș dori să poată să ducă acest război până la sfârșit cu victorie, sper că așa se va întâmpla și dacă aș fi în locul președintelui Zelenski, nu aș încerca să-mi păstrez teritorialitatea, inclusiv ceea ce mi-a fost luat, Crimeea și parte din Donbas și Lugansk. Va fi foarte greu, cel puțin pentru Crimeea va fi foarte greu, pentru că acolo știm că este cel mai mare port la Marea Neagră, iar Rusia de acolo va putea controla cea mai mare parte a Mării Negre, dacă nu aproape integral. Însă în partea continentală, ca să zicem așa, a Ucrainei, cred că
Înțeleg efortul sentimental, e clar. Da, poate așa arată planul. Cum să face treaba asta? Adică cum? Cu armata ucraineană ducând o ofensivă? În momentul de față, așa cum se prezintă situația frontului, se pare că au reușit să stopeze avansul în Donbas, au reușit să facă mici contraatacuri de contraofensivă și să împingă pe ruși din zona Harkov către granița cu Belarus și cred că și cu granița cu Rusia acolo. Rămâne în suspensie Mariupolul și zona Herson, dar cred că armata ucraineană, în colaborare cu sprijin cel puțin la nivel de informații și la nivel de armament și la nivel de tactică, va face o contraofensivă puternică în zona Herson și a Mariupolului. Nu poate să rămână Mariupolul către... Bine, și rușii au un interes major acolo pentru a face legătura terestră. Însă cred că armata ucraineană și-a dorit pentru moment salvarea acelor ostași din Azovstal, civili, ostași răniți, urmând ca în, eu știu, 2-3 luni de zile să vedem o puternică o contraofensivă în partea aceea, în acea parte din Ucraina. Stai o secundă, vreau să văd dacă raționamentul tău e corect. Adică domnul Degerato să spună asta. Da, are putere, mi se pare corect. Are putere Ucraina? Acțiunii contraofensive vor fi, cu părerea mea este, cu o contraofensivă majoră nu va fi pe termen scurt, adică în următoarele săptămâni, iar spre o, să zicem, eliberare teritorială, planul ucrainian, din câte am urmărit din declarațiile ministrului ucrainian al apărării, ar fi că dacă vor reuși să, mă rog, și el așa s-a angajat, dacă vor reuși să înarmeze 1 milion de ucrainieni, probabil că atunci se va putea discuta de o opțiune majoră, un plan mare de contraofensivă și de eliberare teritorială integrar. Dar această țintă de 1 milion de soldați ucrainieni înarmați și pregătiți durează cel puțin un an, un an jumate, chiar mai, ori, indiferent de ajutorul economic, lucrul acesta necesită foarte mult timp. Deci, probabil că și opțiunea ucrainienă este ca până la sfârșitul anului să mențină acest blocaj și război de uzură pentru a mai măcina din forțele rusești, dar eliberarea va fi o altă problemă și, de asemenea, probabil că, din punct de vedere politic, vor fi destul de multe angajamente ucrainiene, mai ales vis-a-vis de regiunea așa numită autonomă, Donetsk și Lugansk, pentru că și aici există, mă rog, dar cu poziții occidentale. Acest război se prelungește și presiunile pentru încetarea lui vor fi din ce în ce mai mari și, în primul rând, din partea statelor europene pe care le-ați numit, adică țări cu potențial economic rănit și o întreagă Europa suferindă economic, pot să spună la un moment dat: oameni buni, potoliți-vă, Ucraina o acceptă, asta e situația, vedem noi mai târziu. Luați în calcul. Uite, ai, zi tu, Marius. Deja se simte o anumită presiune și interlocutorul dinainte a menționat-o și chiar voi ați spus-o. Germania și Franța se pare că fac ușurel primii pași înapoi, din păcate, și prin declarațiile pe care le fac, prin duc către o asemenea discuție și îndeamnă Ucraina mai fățiș sau mai puțin fățiș spre o negociere și o anumită acceptare a unor teritorii care se intre într-o oarecare formă, nu știm, alipirii, în fine, care or fi ele. Ideea este că odată ce accept să faci lucrul ăsta, se va dori și mai mult, atât de către Rusia, care este agresor, cât și de celelalte state europene care, așa cum bine ai spus, sunt rănite din punct de vedere economic. Germania și Franța, din punctul meu de vedere, nu mai prezintă o prea mare credibilitate pentru ucrainieni, deoarece au fost în formatul de la Minsk, alături de Statele Unite și Marea Britanie, au fost garanți pentru securitatea Ucrainei. Într-adevăr, Rusia a invadat Ucraina, dar
cel mai mare sprijin în, până în momentul de față, din toate punctele de vedere, l-au primit de către, de la Statele Unite și de la Marea Britanie. Germania extrem de greu. Bine, la ei era problema și politică, că nu aveau voie să trimită arme în extern. Au trebuit să treacă prin Parlament o rezoluție. Franța, de asemenea, din punctul meu de vedere, Macron a fost foarte slab și după umilința care a trăit-o la Moscova, mă așteptam, cel puțin după prima întâlnire, când l-a ținut la... ca la un stadion, așa, la vreo 8 metri. Marius, scuză-mă că te întrerup, pentru că ai ridicat problema asta de credibilitate. Acum, noi trebuie să ne uităm la lucrurile concrete, pragmatice. Reconstrucția economică a Ucrainei se va face cu aprobarea Franței, Germaniei și a încă 20 ceva de state, cu fondurile europene date de către aceste capitale, inclusiv Parisul și Berlinul, iar Berlinul contribuie serios la fondurile europene care vor fi pentru reconstrucția economică. Deci nu e vorba numai de credibilitate, ci aici e vorba și de putere și de resurse. Nu vom putea vedea și conducerea de la Kiev nu o să vadă niciodată o reconstrucție fără Franța și Germania. Deci asta cu siguranță. A doua chestiune, că cu această, să zicem, nerăbdare europeană să se termine mai repede războiul. S-ar putea ca nerăbdarea europeană să fie mai mică decât agresivitatea rusească care va escalada și atunci o să dispară această nerăbdare europeană și o să lase loc unei efort de apărare colectivă și eventual să insistăm ca Ucraina să nu cadă și să fie bastionul, de fapt, al apărării Europei. Deci ecuația este mai complicată, nu e unilaterală în sensul în care Parisul și Berlinul vor să se termine mai repede. Dacă vor vedea mișcări agresive de escaladare în continuare venite de la Moscova, nici Parisul, nici Berlinul nu vor tolera acest lucru și ei vor avea o atitudine ca și restul țărilor. Marius, îți mulțumesc tare mult, încerc să fac loc la mai multă lume în discuția asta. Eu stau totuși să mă gândesc, Claudiu Degeratu, și la criza economică, una care va lovi statele europene destul de mult, și doi la mână, se tot vorbește și de o criză alimentară. E adevărat că Europa mai bogată probabil va suferi mai puțin, dar este încă un lucru de pus în această ecuație. Sunt în ultimele săptămâni încercări puternice ca grâul ucrainean să ajungă iarăși pe piața europeană. România contribuie, dar în mod clar probleme vor fi și atunci presiunile pentru încetarea războiului vor fi luate în calcul din ce în ce mai mult în ecuația asta. Doru, salutare! Mulțumesc că ești la România în direct. Bună ziua dumneavoastră și tuturor celor care ascultă. Ce vreau să spun eu... Merg în Ucraina sau prin Ucraina de aproape 20 de ani, stau aici în zona de nord a României și am observat constant, de vreo 15 ani, o preocupare a ucrainienilor pentru deschidere, pentru Europa. Nu știu cât de mult cunoașteți dumneavoastră, dar noi am trecut prin epoci în care poliția lăsa fete la colț de stradă în Ucraina, tot felul de atacuri făcute chiar de polițiști asupra autocarilor românești. Mă rog, sunt povești și povești. Uh-huh. Ei, de vreo 15 ani, constant și continuu, mai ales după Maidan. Evenimentele Maidan, Ucraina a înlocuit poliția de vreo 3 ori, pentru că a fost foarte greu. Ucraina încearcă din răz puteri să arate că este o țară europeană, că merge pe o stradă europeană și așa mai departe. Ucrainienii luați individual sunt persoane de un bun simț deosebit, cu frica lui Dumnezeu, mă rog, ca și la noi, ca și în alte spații. Văd că pregătești un dar aici, da, așa. Putin și-a atins obiectivele în momentul de față, iar Europa este închistată într-un dolce farniente de foarte mult timp, într-un trai foarte bun și părerea mea este că ne paște o greșeală imensă, ceea ce s-a făcut acum 70 de ani, când Anglia și Franța au lăsat Germania să se extindă încet, dar sigur să-și capete forță militară și să facă ceea ce a făcut
în final. Aici este marea mea temere că, cum a spus și Claudiu Degeratu mai înainte, că nu mai au aceeași combativitate, se aud tot mai multe voci care spun că ar trebui să se închidă războiul cu toate pierderile și așa mai departe, și asta este temerea mea că se va și întâmpla, adică vom ignora în continuare, vom cumpăra în continuare gaz pentru că ne este foarte comod să cumpărăm gazul rusesc și așa mai departe. Da. Dar cum ar arăta, pentru că aici intră în ecuație celălalt lucru, cum ar arăta de fapt o înfrângere a Rusiei? Și asta e important. Da, o înfrângere a Rusiei ar însemna cel puțin, imposibilitatea administrării zonelor Donetsk și Luhansk și a regiunii Kherson, pentru că una este să ocupi și alta este să și administrezi, să reușești să faci lucruri bune pentru populația de acolo, pentru că hai să fim serioși. Ce eliberare? Pentru că foarte multă populație este pro-rusă, să înțelegem acolo, așa cum este și în Republica Moldova. Da, așa deci stai ca să mă lămuresc. Ar însemna alungarea rușilor din Luhansk și Donetsk, da? Eliberarea Kherson, probabil la Mariupol, nu? Da. Cam asta ar fi. Asta ar fi înfrângerea Rusiei. Tu m-ai explicat, Claudiu Degeratu, că asta ar lua vreun an jumate în cel mai bun caz pentru pregătirea militarilor capabili să facă chestiunea asta. Vedeți dumneavoastră ce se întâmplă? Militarii ruși acolo merg cu o temere, adică nu cred ei foarte tare că nivelul lor de viață s-ar schimba sau că ar fi Rusia mai apărată. Ei merg pentru că, mă rog, asta a fost arta cea mai bună a Rusiei, întotdeauna arta războiului. Militarii ucrainieni, în schimb, își apără țara, își apără locurile, își apără oricât am vrea să fim de, cu idealul din acestea perimate, ubi bene, ibi patria, gen, totuși eu cred și știu, m-am spus, cunosc așa esența poporului ucrainian cât de cât. Știți că la ei noroc se dă cu slava Ucrainei când ciocnesc. Și înainte de război, da? Da. Sunt patrioți, mult mai patrioți decât noi și își păstrează tradițiile și așa mai departe. Eu sunt convins că ei pot să facă chestia asta dacă Europa nu va sta cu mâinile încrucișate și va livra din când în când câte un vagon de căști sau știu eu ce apă minerală adică acolo va face și va livra mai mult de atât. Greu. Adică va face ca Statele Unite. Da, Dorul, deci marea problemă este, ca și Mariu și ceilalți, când vine un ajutor foarte mare, chiar și în, nu, luăm chiar și o fermă, nu, de la noi, nu, și trimitem 20 de tractoare odată, vine un consilier de la firmă care să te ajute să faci tot sistemul. Cam așa este și cu acest ajutor militar. Cu cât crește în cantitate și calitate, trebuie să vină consilierie. Consilierii respectiv înseamnă implicare cu trupe străine al altor state. Și în acel moment, sigur că ridicăm nivelul de escaladare noi, în loc să ridice ruși. Aceasta este, de fapt, marea problemă. Deja pe teren, sunt câțiva foști consilieri ai armatei ucrainiene, consilieri americani, care s-au mai dus în vizite particulare să evalueze linia frontului acum în ultimele două luni. Și vin cu impresii, și cu rapoarte, bineînțeles, și cu recomandări. Dar nu discutăm încă de acel nivel de efort de război care implică, de fapt, să trimiți acolo o echipă de experți și de trainer care să-i ajute. Pentru moment sunt luați soldați ucrainieni din Ucraina, trimiși în alte țări și instruiți acolo, tocmai ca să nu fie trupe străine pe teritoriul Ucrainei. Cam asta este dilema noastră. Că durează și mai ales că, indiferent de cât durează, la un moment dat, dacă dai foarte, foarte mult, trebuie să ai și o structură de sprijin specializată militară care să consilieze, pentru că vrei să faci o unitate de tancuri de nivel brigadă cu tancuri germane, în momentul ăla trebuie să faci mai multe decât doar să livrezi tancul la ușa unității. Trebuie să înveți să și-l folosești. Mulțumesc tare mult, Doru. Cristian, tu o să tragi concluziile astăzi la România în direct. Salutare! Salut! Salut și bună ziua și domnului general Claudiu Degeratu. Sunt fost expert civil, e o coincidență de nume. E o coincidență de nume. Da. Ok. Dar am ca și un ministru apărării.
Aș dori doar să discutăm și să vă pun o întrebare, poate reușim să clarificăm împreună. Doream să întreb vis-a-vis de Finlanda, de cererea de aderare la NATO. Aici, din câte cunosc eu și am citit după al doilea război mondial, ei au pierdut totuși o parte din teritoriu, principalul oraș Viborg, de exemplu, a fost cedat după al doilea război. Iar totuși în acel tratat pe care l-au semnat ei ulterior a fost consimțită această cedare de teritoriu. Da. Iar la momentul acesta Finlanda totuși are acolo o dispută teritorială cu Rusia. Primirea Finlandei în NATO nu ar însemna punerea alianței în mod direct în război cu Rusia? Nu, nu are o dispută. Au și un tratat de cooperare. Deci e, cum să spun, sigur că oamenii se gândesc așa, exact cum e România și Moldova, dar există un tratat, adică există un sistem de acorduri între Federația Rusă și Finlanda și nu se discută de un subiect deschis privind revendicări teritoriale care n-ar fi fost negociat. E negociat. Problema e că de la granița finlandeză până la Sankt Petersburg, unde este sediul armatei a 6-a întrunite rusești, sunt doar vreo 100 și vreo 80 de kilometri. Deci cu Viborg sau fără Viborg se schimbă fundamental balanța de putere regională în acea zonă și bineînțeles că armata rusă probabil că se gândește ce nivel de alertă și ce nivel de pregătire ar trebui să facă de la Sankt Petersburg până în nord la Murmansk. Pentru că lucrurile se schimbă fundamental pentru securitatea scandinavă, pentru zona respectivă, pentru securitatea Mării Baltice și pentru zona arctică. Asta e, de fapt, NATO ajunge la 180 de kilometri de Sankt Petersburg, care este cel mai bine apărat, cea mai bine apărată zonă militară după Moscova. Lucrurile sunt interesante, așa. Dar în condițiile în care Rusia în continuare deține Kaliningradul, unde au o grămadă de focoase nucleare care pot lovi, conform calculelor, în 200 de secunde până și Londra. Uh-huh. Se schimbă chiar atât de mult? Adică, în continuare, Rusia din Kaliningrad amenință toată Europa în orice moment. Da, se schimbă pentru că dispozitivele de apărare de tip, eu știu, să zicem, Patriot sau altele, împotriva rachetelor balistice nucleare, acum pot fi mutate mai ușor și în Suedia, pot fi mutate mai ușor și în Finlanda, se reduce distanța. Când reduci distanța, atunci ai șansa să reduci din acel timp de secunde de care spuneați, de interceptare. Adică pui radarul și interceptorul mai aproape, adică, de Kaliningrad și... Să ne înțelegem, dacă Suedia și Finlanda intră în NATO, va fi adus și armament de altă natură. E ca planul de apărare NATO, pentru asta presupune că Rusia exact asta a comunicat și a zis, ne supărăm doar în momentul în care mutați tehnologia asta acolo. Și este exact tehnologia despre care vorbiți. Haideți să fim foarte practici. Dar dacă Turcia se va opune în cele din urmă, Erdogan nu va dori. Ce se va întâmpla? Se va trece peste el? Se va menține candidatura înghețată. Se menține candidatura, cum a fost și cu Macedonia. Poți să o menții și 10 ani. Vreau să spun altceva. Întrebarea noastră de mai devreme... Spuneam că exact Rusia asta spunea că se supără în momentul în care tehnologie militară avansată ajunge... Finlanda a cumpărat vreo 30 de avioane F-35 de la americani. Aceste avioane au capacități inclusiv de a combate rachete balistice. Deci lucrurile sunt deja la nivel național în Finlanda. Dotarea militară este semnificativă de standard NATO și lucrurile sunt ușor de gestionat acolo. Cristian, îți mulțumesc pentru întrebări. Mai avem fix 30 de secunde, Claudiu Degeratu. Trag concluzia că lucrurile astea continuă. Nu suntem într-un punct în care lumea să fie mai liniștită, să zică, uite, domne, rușii n-au performat foarte tare, se vor liniști, ci din potrivă. Da, nu suntem probabil pe un curs de escaladare, dar suntem pe un efect de domino, ceea ce sigur nu e o veste la fel de
dură, dar e serioasă. Mulțumesc tare mult pentru prezență. Cu Claudiu Dejoratu ne vom mai întâlni în studioul Europa FM la România în direct pentru a sta de vorbă cu voi. Ținem sub urmărire acest subiect care ne va afecta fundamental viețile și în lunile care vor urma. Eu sunt Cătălin Striblea, România în direct se încheie aici. Spor la treabă! România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM.